Ultimele zile au început cu ceață la Sibiu, așa că polițiștii au câteva recomandări pentru șoferi. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în condițiile în care vizibilitatea nu este una bună, dar și să fie atenți la polei. Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, recomandăm conducătorilor de autovehicule să respecte regimul legal de viteză, iar în situația în care, datorită fenomenelor meteo, apar modificări ale stării de viabilitate a drumului public, respectiv ceață densă, ninsori abundente, ploi torențiale, polei, mâzgă, le recomandăm să circule, să nu depășească viteza de 50 km/h în afara localităților, respectiv 30 km/h în localități.